Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Leu pentru luna septembrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Leu în luna septembrie 2024. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu? Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Leu în luna septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu? Avem moartea, ok, posibil să aveți de-a face cu zodia Scorpion, avem aici șaptele de cupe, bun, și spânzuratul, zodia Pești. Ce se întâmplă cu voi? Se închide un capitol în care ați fost stagnat, a stat pe loc, ați fost debusolați, ați fost nehotărâți unii dintre voi. Regina de spade la baza pachetului, posibil să aveți de-a face cu zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător. Se iau decizii aici foarte clare, foarte radicale, poate o separare, poate un verdict care se dă. Este ceva definitiv, se închide un capitol în viața dumneavoastră și se redeschide altul. Poate primiți cu închiderea acestui capitol, da, aici cu moartea, posibil să primiți destul de multe oferte. Poate un nou loc de muncă, da, în care închideți acolo contractul, nu mai vreți să mergeți sau vă dați demisia sau vă separați de o persoană, da, de partener, parteneră, închideți acel capitol, dar apar alte oferte, poate pentru unii dintre voi sau voi poate închideți capitole, un capitol în care vă simțeați debusolat, nu știați ce să alegeți, dați deoparte această stare, da, cumva. Sau ați visat cu ochii deschiși și v-ați dat seama că de fapt v-ați blocat singur, da? Că nu știți ce să faceți, apare un adevăr, apare o clarificare într-o situație, dar posibil ca unii dintre voi să închideți un capitol și să apară prea multe oferte în care nu știți ce să faceți, nu știți ce să alegeți, nu știți care este cea mai potrivită pentru voi, da? Și aveți nevoie totuși, da, să stați, să analizați, da? Pentru că aici cu spânzuratul, da, vorbim și despre cineva care stă și analizează, stă și vede și situația invers, da? Sau clarificați această situație, sau încercați să ieșiți, sau cereți cuiva cumva să vă ajute, da, să ieșiți din acest blocaj sau din această stare de a tot medita, de a tot sta acolo și a vă simți blocat, că nu știți, nu vă dați seama ce se întâmplă și cumva posibil să cereți sfatul unei persoane, da? Aici este vorba despre o persoană care este rece, detașată, bineînțeles, această persoană nu are emoții, lucrează cu acte, documente, poate medicale, da, unii dintre voi posibil să aveți probleme medicale, să descoperiți că nu sunteți tocmai bine din punct de vedere al sănătății și este nevoie să mergeți la un control, da, la o verificare de rutină, da, să faceți anumite analize și nu vă plac ceea ce se întâmplă, nu prea vă place rezultatul pentru că se pare că starea posibil ca la unii dintre voi de sănătate să nu fie tocmai plăcută. Aici avem un cavaler de bâte. Faceți o mutare, o deplasare, un drum pe care îl faceți voi. Cineva de la drum care vine către voi, da? Vești plăcute de la drum pe care le primiți, de se pare că unii dintre voi posibil da să aflați că sunteți bine, dacă reușiți să... că analizele voastre nu sunt tocmai rele, da, ca să zic așa, apare o speranță totuși aici, da, apare o nouă veste, un nou proiect, o nouă ofertă, da, sau voi mergeți către cineva, da, pentru că bătele reprezintă și zodiile de foc, leu, berbec, săgetător, da, faceți un drum care schimbă o situație. Sau cineva aici, posibil să fi fost destul de imatur și să fi fost un fel de du-te vino într-o situație, într-o relație. S-a cam jucat cu focul, ca să zic așa, această persoană.
Patru de pâte, apare bucuria, apare armonia, apare stabilitatea, siguranța, un drum important pe care îl faceți. Din nou vorbim despre drumuri, da? Despre o sărbătoare, despre un eveniment important în viața voastră, în familie, da? Celebrați ceva, o victorie de care aveți parte. Faptul că închideți acest capitol, faptul că închideți această nesiguranță sau aceste oferte care tot apar, sau poate unii dintre voi vă simțiți așa că puteți să gustați din toate, ca să zic așa, da? Vă simțiți în al nouălea cer, da? Cu acest final, cu această închidere, da? Posibil acest lucru, sau la o sărbătoare întâlniți o persoană, la un eveniment, la o celebrare, da? Întâlniți o persoană importantă care vă poate scoate dintr-o stare, da? Posibil. Poate această persoană la prima vedere pare așa rece, detașată, poate este vorba despre o regină de spade, da? O rege, da, nu este neapărat să fie femeie, poate să fie un bărbat cu această energie, care să pară neinteresat de voi, dar această persoană nu cred că este tocmai, ia să vedem. Da, voi sunteți cu garda sus, șaptele de bâte, da, voi încă sunteți cu garda sus, încă nu cedați din prima, am și spus, voi încă stați și analizați, deci chiar dacă sunt multe oferte în jurul vostru sau multe variante sau persoane, da, voi... sau locuri de muncă, da? Un nou loc de muncă în care poate nu vă place, poate este prea multă strictețe la locul acela de muncă și parcă nu vă încântă așa prea mult să mergeți în acea direcție, posibil și acest lucru. Sau vă mențineți poziția pe care o aveți, chiar și în viața personală, da? De cuplu sau poate cei singuri, da? Încă nu sunteți pregătiți să mergeți către ceva nou, mai stați, mai analizați, încă nu sunteți desprinși de tot din posta relație, da? Posibil și acest lucru pentru unii dintre voi. Nouăle de monede, da? Posibil ca cineva aici să fie în jurul vostru care este independent financiar, să cereți ajutorul astfel de persoane sau să întâlniți o astfel de persoană, da? Care cumva să vă stârnească curiozitatea. Sau voi vă doriți și vă place... să fiți burlaci, burlăcițe, da? Sunteți bine din punct de vedere financiar, sunteți siguri pe voi, sunteți independenți emoțional, ca să zic așa. Nu vreți să vă implicați prea mult, da? Sunteți bine acolo unde sunteți, da? Cumva ați, pot să zic că unii dintre voi posibil că ați încetat cu acest lucru de a mai pune suflet momentan în relații sau de a vă mai implica, încercați cumva să vă protejați, ați suferit destul de mult unii dintre voi, da, și cam ați închis capitolul ăsta cu emoția în sine, da? Posibil acest lucru pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toată lumea. Dar abundență, da, bucurie, stabilitate din punctul ăsta de vedere, sunteți foarte siguri pe voi, bineînțeles, cineva își prinde încredere în sine, da? Este cineva aici foarte încrezător în puterile sale, în afacerea lui, da? Poate unii dintre voi aveți propria voastră afacere și dă roade, da? Sunteți mulțumiți de ceea ce aveți, de ceea ce ați produs până acum, da? Sau această persoană este în jurul vostru care cumva vă dă un impuls, da? Să faceți și voi, să încercați să cumva să cereți ajutorul sau să luați exemplu acea persoană. Împăratul aici, posibil să aveți de-a face cu zodia Berbec, da? Persoane destul de importante pe care le întâlniți în această lună, posibil să aveți de-a face cu instituții de stat, birocrație, bineînțeles, foarte multe lucruri, da? Acte, documente de semnat, poate cineva care se impune un șef, da? Este cineva autoritar aici, poate voi sunteți această energie, da? Posibil... sau tatăl are un rol important în această perioadă, în viața dumneavoastră, care se impune în anumite decizii ale voastre, da, în care vreți să le luați anumite hotărâri, să ia decizii destul de importante, poate într-o firmă, da? Posibil ca în unele situații, ca o firmă să dea faliment și să fie nevoie să... sau să dea afară, da? Este ceva aici care... posibil acest lucru, nu este valabil pentru toată lumea. Se fac restructurări sau ceva de genul acesta. Aduce multă agitație în jur acest lucru. Da, cineva pleacă, abandonează aici cu optul de cupe, da? Cineva pleacă, abandonează, renunță, poate renunță la o situație, la o persoană, renunță să mai viseze cu ochii deschiși, cum am zis, poate renunțați să mai fiți blocați, da?
să mai stați așa în blocajul acesta, să acceptați această închidere, acest final, da? Vi se deschid noi oportunități, noi șanse, da? Și voi simțiți nevoia să plecați sau cineva pleacă, da, din jurul vostru. Nu este neapărat ca voi să plecați. Wow, cât de frumos! Soarele și, bineînțeles, vă reprezintă pe voi zodia Leu, da? Iese soarele, energia voastră. Voi încercați să ieșiți din această situație, veți face tot posibilul, da, să vă reveniți, să intrați în această energie. V-am și spus, voi veți încerca să vă să fiți stăpâni pe voi, pe deciziile voastre, pe tot ceea ce faceți în jurul vostru, pe emoțiile voastre, da? Închideți anumite capitole care nu v-au fost tocmai ok. Vă este greu să închideți, din ce văd aici, da? Să renunțați, vă tot faceți tot felul de planuri, parcă strategii, parcă visarea asta nu vă mai convine, da? Să mai stați așa, să visați cu ochii deschiși, că o să fie, că o să merg în direcția ilaltă, că aștept oferta cealaltă. Cumva vreți să vă croiți propriul vostru drum, propria voastră poveste. Vreți să ieșiți, vreți să fiți stăpâni pe voi, pe emoțiile voastre, da? Foarte frumos. Apare vindecare aici. Foarte frumos. Stabilitate, siguranță, da? Prindeți mai multă încredere în voi. Da? Da, aveți nevoie de o pauză, 4 de spade, da? Cineva care e nevoie să ia o pauză la toată agitația asta, da? Pentru a merge pe drumul lui, pentru a rezolva ceea ce are de rezolvat sau dacă are, bineînțeles. Dar este nevoie să vă limpeziți un pic mintea pentru că sunteți un pic agitați, da? Și e nevoie să luați o pauză la toate ofertele, să stați, să analizați, da? Sau la tot ce se întâmplă în jurul vostru, ca să puteți să alegeți ceea ce e corect pentru voi, să faceți ceea ce e corect, ceea ce vă place, ceea ce vă atrage, da? Pentru binele vostru, faceți lucrurile astea, da? Ca să vă simțiți voi bine, să fiți bine acolo, da? Foarte interesantă citirea voastră. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.